Legea energiei a fost retrimisă de șeful statului în Parlament. Modificările legislative permiteau realizarea mixului energetic. Deputatul Scarlat Iriza de la ALDE a susținut că Iohannis subminează economia Gorjului. Faimoasă proiect de lege de modificare a legii energiei care a trecut de Parlament și iată un trădător național care se cheamă ăsta Iohannis a trimis legea la Consiliul Concurenței în loc să-i dea drumul să-și facă efectele ca acest complex energetic Oltenia să iese la liman. A trimis-o la Consiliul Concurenței, eu nu știu de ce, pentru că toate modificările le-am făcut în acord cu Consiliul Concurenței. De ce am mai trimis? Înseamnă că în spatele lui Iohannis și în spatele guvernului PNL tehnocrat există oameni cu interese majore care vor ca acest complex energetic Oltenia să dea faliment. Liderul PNL, Dan Vâlceanu, consideră că dacă legea a fost întoarsă în Parlament, înseamnă că nu a fost bună. Există mai multe contestări, că sunt corecte sau nu sunt corecte, ele trebuie verificate. Gândiți-vă că oricare dintre dumneavoastră ar avea o problemă și ar trimite o petiție președintelui. Și ar spune președintele, mă interesează voi ce zice asta. Nu, trebuie să verifici tot, să iei în considerare orice. Nu s-a întâmplat nimic extraordinar. A trimis legea pentru a primi un aviz de la Consiliul Concurenței. Când va veni avizul, va promulga legea. Care e problema? Dacă va fi negativ, trebuie să vă întrebați, probabil vă va trimite înapoi în Parlament să fie rectificată. Vine rectificată și o promulgă. Dar trebuie să vă întrebați un lucru. Dacă va da Consiliul Concurenței un aviz negativ, deși eu cred că e foarte puțin probabil, dar dacă va fi, puteam să funcționăm cu o lege strâmbă? Senatorul Dian Popescu credea de asemenea că legea va fi promulgată de Klaus Iohannis. În caz contrar, președintele va arăta că are alte interese decât cele naționale.